Pentru ce vă pregătiți? Pentru tăiatul porcului. Mâine taie fratele meu aici un porc. Și am venit să îl ajutăm. Noi muierile curățăm ceapa, usturoiul pentru mâine. Pentru că mâine e altă treabă de făcut. Nu ne mai ocupăm de astea. Mâine facem altceva. Cristina, ce gătiți mâine? Ciorbă, pomana porcului, malai. Tăiați în fiecare an porc? Da. Pune-i corăbați acolo în coridor, sub masă. Caută aia, dar... Măi un sfert de... Păi sare în mașină. Măi un sfert acolo. Am venit azi la Cuscă să tăiem porcul pentru prima dată cu obiceiul la noi. Să fim toată familia. Cum vă simțiți? Foarte bine. După sacrificare, deci după omorâre, avem următorul procedeu. Deci acum se pune la opărit într-o vană descorită, cum îi zicem noi la păgină. La opărit, îl opărim în mare, îl scoatem afară, îl punem pe o blană și atunci îi dăm cu brennerul, cu butelia. Să-l curățăm frumos, să-l facem frumos. Și intrăm în operațiunea următoare, deci tranșatul. Văd că în fiecare an mi-tale tai poșii. Câți poșii ai tăiat la viața mi-tale? Păi la vârsta de 68, merg în 69 de ani, am tăiat în jurul, să zic așa, în mare, 300-400 de bucăți. Deci exact nu știu. Atât am tăiat, deci, în toată viața mea. Anul ăsta cât o să tăiați? Până acum am tăiat 3, urmează ăsta al patrulea, la mine am 2, mai are și copilul încă 1. Săptămâna viitoare, deci, are Cuscri la Șopot, așa la Sânciova, după aia are fata la Lăpușnicu Mare, 2 iară, și atunci urmează iar din nou la copil, al doilea, uitați-l aici așa, deci și mai mare, ăsta-l tăiem în Laigna. Deci ăsta are în jurul 250-300 de kilograme. Mai țin pe cine înțepoși? În proporție de 40%, în rest nu. Pentru că bătrânii nu mai pot și tineretul... Merg afară, cumpără, deci nu țin.
m-a dus omul la el. Are, poate avea ce are. E mereu. Mereu. Cum s-o calul, baba? Nu, nu, ăla-i mastru. O fiindcă pus de-aia ce cheamă. Să fie așa, păi de tămâiat. De ce? De tămâiat! Lăsă că el nu-i trebuit câta. Băi, păi vin să nu știu doar. Bun. Care pune sare se îngrașă? Da, el. Da, eu nu, am destul, 85 de kg. Băi, nimeni nu vă vreau să aduc. Nu ajută să-l prințești. Hai, Pavel, hai, bă! Unde ești? Nu mai cu cap afară. Nepotul, unde ești? Noi credeam că e multă aia. Ce să vă las? Aș trame. E. Și cum mănâncă aia la oraș crame, știi câte kilo? Aha. 500 de mii kilo de crame. 500 de lei. 500 de lei, da. Nu mai lasă. Ce? Bun, dar astea spiu. Am văzut anul trecut cu 1.200.000. Ia atât, te scump pe anaibii. Stai... Măi, chiar te-ai mergi de-aia, 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 eu numai cu 20 de lucruri. Eu nu pot să lucrurez cu toată mâna ca să țin ca tine. Dă-i. Pe el cu ce am să-l tămâia? Pe gazdă, păi tău-i tămâneată gazda. Bine, du-te până înapoi, că ia bă-l de-aia pe mine scurt. Asta se face când s-o duse Gege mâncare și porcul a făcut figuri. Gazda l-a mai înjurat. Acum câteodată, nu tot timpul. El a fost porcul mince. Dar, na. I-a scăpat. Așa, lasă-l. Gin, câți porci ai tăiat anul ăsta? Doi. Ce faci, Gin? Ce prepari? Cârnazburi, cartaboș, rumereți, afumături. Ce să faci la casă? La țară. Câini consumați? Tot anul. Pe parcursul anului, ai. Ce faci, Mico? Ha? Dai porcul. Ce-a învățat Ticu, ce e ajutorul lui? Ha? Nu știu să vorbesc, stai câte. Ai învățat-o și pe Mica să... Da, da, am învățat-o, pe așa e, că dacă v-am jurat credință când ne-am cununat, mergem împreună și la porc, și la... la tot. Și la, la dat, o zi iau una eu. Așa, pe rând facem. Și da. La beut? Și la beut, tot. O parte din carne mi-a dat o bărbață de afară să o tocăm pentru pomana porcului. Când ei termină lucrul afară, munca care o au ei, trebuie să fie gata și mâncarea înăuntru. Păi, dar unde dispăru bunii? Ce preparate faceți din porc? Cârnați, cartaboș, adică cârnați ai albi. Facem jumări. Și restul să pune în more, să ține cam între 7 și 14 zile cu sare și după aceea se pune la coș. Și după procedura, după afumătură, îi dăm fum 3-4 zile, după cum vrea omul de afumat. Și atunci le luăm de la coș, le punem la cantă, în untură,
ca să stea pe timpul verii. Și restul le punem la rece, la congelator. Facem ciorbe, facem fasole cu ciolani. O mâncăm pe timpul verii. Cristina, ce faci acum? Tocăm carnea pentru cărnați. Ați câta mai aveți cu porcul? Mai avem să facem cârnații, bușumeții, să se termine jumării și gata. La magazine, dar la noi se zice jumereț. E un banat de munte, la Padina Matei. Uitați cum arată. Dar când ești gata, o să iasă și mai buni. Că ești apuc. Hai, zi, fii tu așa. Dar nu așa voi. Dar nici extrem de plin. De ce pierdut se prinde? Cum faci cărnasă? De? Scurtez mațin. E prea lungă în sapere. Mereu, mereu, mereu că îl spari. Îl spari. Mereu. S-a dus pugile rare. Ai să mâncați porcul sănătos, copiii mei, și la anul să fie de două ori mai mare. Da. Să fie cam la 400 de kg unul. Da, poftă mare vă doresc. Mulțumim. Așa e la pomana porcului, nu se dă de pomană că e post. Da.